Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și de data aceasta avem un unboxing maxi pet pentru Maya. Da, ați auzit bine, în caz că vă era dor de Maya, acum aveți ocazia să o vedeți, deoarece sunt la țară, sunt la ea, o să vedeți în clip imediat, fără nicio problemă. Dar am decis să fac un shopping haul special pentru Maya, pentru că merită puțin răsfăț și am aici două cutii. Sper că se văd. Am două cutii de la Maxi Pet care tocmai ce au ajuns și urmează să le desfac. Scuzați dacă fac mult zgomot. Uite așa. Scrie fragil pe ea. Sper că cei de la curier chiar au luat în considerare că este fragil. Sper că se vede acolo și la voi. Uite cam așa. Ok, avem destul de multă hârtie pe care o pot recicla cu ușurință. Ia să vedem, avem un cupon de reducere de 10% pe luna august și o să vi-l dau și vouă. Ia să vedem dacă, așa. Iar codul este aici jos. Luați și voi un cod de reducere de 10%. Bun, și în primul rând avem chitanța și avem roata Trixie pe care vă tot recomand. Maya este un hamster pitic, deci o e potrivit o roată cu diametrul de 20 de centimetri. Și da, roata aceasta costă 32 de lei, dar oricum mai jos în descriere o să vă las link-uri de la tot ce am comandat. Bun, din câte știți, eu amestec cânepă cu hârtie, cu fân sau cânepă cu fân, dar cred că în 96% din cazuri folosesc și fân pe fundul puștii. Și am comandat deoarece era la ofertă, era cu doar 10 lei un kilogram de fân, l-am luat pe acesta. Este de la Versellaga și este în jur de 10 lei, iar un kilogram de fân pe care îl iau eu de la Padovan, de la Emax, e 13 lei. Deci cu 10 lei eu zic că ești mult mai bine și sper să mai fie la ofertă când vă las eu linkul în descriere. Am mai luat Whimsies, sper că se vede, așa. Sunt acele periuțe de roz pentru că știți voi, hamsterii trebuie să-și tocească constant dinții și am mai cumpărat Winsies și într-un final am luat o chestie care nu este pentru Maya, ci este pentru pisica Sophie. Ați văzut-o în vlogul trecut, dacă nu mă înșel? Este pisica mamei prietenului meu și am luat o jucărie foarte drăguță. Uite aceasta, este o pasăre. Vom desface și roata ca să fiu sigură că totul e în regulă și că nimic nu este spart. Bun, așa, are aici un sigiliu care este foarte bine prins. Bun. Are o gaură, e în regulă, nu contează punga. Ia să vedem. Să scoatem din pungă. Bun, am scos și eticheta, așa arată roata, are diametrul de 20 de centimetri și, repet, este bună strict pentru hamster pitic. Și da, e foarte drăguț să repet, mă bucur că e roz, mă bucur că a ajuns întreagă. De asemenea, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. De asemenea, vă rog să verificați descrierea, deoarece am lăsat link-uri de la tot ce am achiziționat. Și o să vă las și codul de 10% reducere la MaxiPet, în caz că vreți și voi să faceți cumpărături pe luna august, că toți suntem la finalul lunii. Dar, da, de asemenea, am băgat YouTube Membership și puteți acum deveni membri ai canalului dacă vreți, dând pe butonul de Join sau Alătură-te de lângă butonul de abonare. Dar, da, eu am fost Katie și ne vedem în următorul videoclip. Bye!